Autoritățile județene caută soluții pentru a pune capăt problemelor apărute odată cu alunecările de teren de pe drumul județean 207C, care face legătura între satele Valea Ursului și Ion Creangă. Ca soluție temporară, traficul rutier de mare tonaj a fost restricționat pe acest sector de drum. Și demersurile care le vom face la guvern este să aducem fonduri pentru repararea, o treabă de moment, nu e definitivă. Necesită 3,7-4 milioane de lei, nu e o sumă destul de mare, dar nu e imposibil de adus, dar problema rămâne ca în 2014 să întocmim un proiect mai mare care să fie în asociere cu Consiliul Județean, cu primăriile Ion Creangă, primăria Valea Ursului, primăria Uniceni, Bozieni, fiindcă toată zona și în general în județul Neamț sunt foarte multe zone de astea cu alunecări de teren. Pentru corectarea eroziunii solului sunt fonduri de la Uniunea Europeană care trebuie atrase, aduse acasă și fiecare bănuț trebuie cheltuit acolo unde este destinația lui. Costurile unor astfel de lucrări care să rezolve definitiv toate problemele se ridică și la câteva zeci de milioane de euro. Președintele Consiliului Județean mai spune că după anii 90 lucrări de corectare a eroziunii solului s-au făcut numai pe hârtie, s-au cheltuit banii, dar în realitate nu s-a mai făcut nimic.